Bun găsit, sunt astrolog Alexandra Coman și bine ai venit pe canalul meu de astrologie de pe YouTube, dacă ești în trecere sau dacă vii constant aici. Pentru noi veniți și pentru cei care mi urmăriți activitatea zi de zi, vreau să vă reamintesc că ceea ce se întâmplă pe YouTube este doar o mică parte din activitățile mele care se multiplică din ce în ce mai mult, pentru că sunt multe lucruri de făcut și multe de spus, așa încât în ultima perioadă am pornit canalul de Telegram, unde interacționez cu mare plăcere cu voi în mod direct. Deci Telegram. Apoi există Instagram, unde fac postări zilnice despre diverse subiecte astrologice și nu numai. Există bilete.ro, unde se află toate produsele pe care le-am realizat de-a lungul timpului. Aruncă o privire, pentru că acolo poți achiziționa, dacă dorești să-mi susții activitatea. Deci poți achiziționa webinarii, poți achiziționa agenda anului 2022, poți achiziționa horoscopul ultra detaliat al lunii iunie anului 2022 cu foarte, foarte multe informații specifice pentru semnul tău zodiacal. Este cel mai detaliat horoscop al lunii care poate fi făcut. Și spun asta în cunoștință de cauză pentru că este analizat absolut tot ce se poate analiza. Mai mult de atât nu se poate, așa încât știu că este cel mai complex horoscop de pe piață. Deci, pe bilete.ro, webinarii, agenda, horoscopul ultra detaliat al lunii iunie și, bineînțeles, ultimul eveniment pe care îl voi realiza în această lună, ultimul planificat în luna aceasta, este vorba despre webinarul de solstițiu de jumătatea anului, solstițiu de vară, în care vom învăța cum să ne reîncărcăm bateriile și cum să folosim aceste tehnici de-a lungul anului ca să fim cât mai energici. Vedeți câte lucruri fac eu? Păi de-aia le fac, pentru că cunosc tehnicile acestea și vreau să vi le împărtășesc și vouă. Bilete.ro este prietenul nostru și dacă achiziționez de acolo ceva, îmi susții activitatea. Și după ce ți-am reamintit toate aceste lucruri, hai să vedem ce se întâmplă în filmarea pe care ți-o propun și îți doresc o zi excelentă, să ai parte numai și numai de lucruri fabuloase. De curând! Bun găsit tuturor la horoscopul acestei zile! Astăzi este despre nevoia de clarificare, nevoia de a înțelege, nevoia de a ști unde te afli și spre ce direcție te îndrepți. Așa încât de la munca de detectiv pentru a afla anumite lucruri, până la activitatea de a pune ordine în gânduri, ziua este despre a clarifica, despre a înțelege, despre a face o strategie viabilă. În continuare, vreau să te invit să urmărești ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal și vreau să-ți reamintesc să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele noastre postări. Așadar, hai să trecem la treabă! Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Trebuie să iei o decizie foarte serioasă legată de încheierea unor relații toxice și neproductive pentru tine. Această încheiere s-ar putea să mai aibă legătură cu o acțiune pe care o faci sau complicații la locul de muncă, complicații care au ajuns până într-un punct în care nu mai poți efectiv să accepti nedreptatea și începi să te gândești foarte serios la o soluție de ieșire din această încurcătură. Va veni, dar trebuie să te decizi și să acționezi. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Chiar dacă la locul de muncă lucrurile devin destul de tensionate, chiar dacă ești într-un conflict deschis, fie cu colegii, fie cu angajatorii, și oricât te-ar mânca degețelele să îți scrii demisia și să închei subiectul, nu e momentul să pleci acum. Mai ai răbdare, pentru că mai sunt lucruri de rezolvat acolo. Și nu este vorba despre muncă, dar situația se clarifică mai devreme sau mai târziu. Mai ai puțină răbdare. Gemeni,
ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. În sfârșit a sosit momentul unei confruntări pe care ai așteptat-o de ceva timp. S-au creat toate circumstanțele necesare să te pui față în față cu persoanele cu care ai ajuns într-o zonă de tensiune. Clarifici niște probleme legate de partener sau legate de cei dragi. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. E timpul să mai și socializezi. În ultima perioadă te-ai retras foarte mult în tine sau activitățile vieții de zi cu zi ți-au consumat tot timpul necesar. Ideea este că nu poți trăi singur, nu poți să te duci în zona sihăstriei, ci e timpul să pui mâna pe telefon și să-i contactezi pe cei cu care vrei să te întâlnești, cu care vrei să comunici, vrei să relaționezi. Este o zi foarte bună pentru a deschide canale noi de comunicare și pentru a discuta niște chestiuni delicate. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Niște răspunsuri legate de drumuri, legate de călătorii, o confirmare la o cerere pe care ai făcut-o, o zi care mai degrabă te poziționează către a privi spre viitor, nu spre timpul prezent. Și asta este excelent pentru că planurile care sunt făcute astăzi vor prinde contur, se vor materializa și faptul că privești cu încredere înspre viitor îți dă o stare de bine și asta îți stimulează foarte mult partea aceea creativă din tine pe care chiar aveai nevoie să o evidențiezi. Fecioară, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi este despre cum fecioara este remarcată de cei din jur, cum strălucești la propriu în acțiunile pe care le faci și cum reușești să ajungi țintit la sufletul și inima celor cu care interacționezi. Este o zi în care trebuie să înveți un pic lecția egoismului, să te alegi mai mult pe tine și să nu stai în preajma persoanelor care se văicăresc, care se plâng. Pentru că, hai să recunoaștem, oricât de mult ai dat sfaturi bune, aceștia nu par dispuși să acționeze, cât mai degrabă sunt foarte hotărâți să se plângă. Iată de ce este important să te alegi pe tine de această dată. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Dacă ești într-o situație în care nu ești mulțumit, schimbă situația. Dacă ești în compania unor persoane care te calcă pe nervi, pleacă de acolo și îndepărtează-te de aceste persoane. Nu ai niciun motiv să mai ții contact cu ele. Este o zi în care trebuie să înțelegi că nemulțumirea și supărarea prin care treci acum este cauzată de non-acțiunile tale. Dacă te complaci într-o situație, ăsta este rezultatul. Ce-ar fi să întorci balanța, că tot ești balanță, și să pui lucrurile să stea în favoarea ta? Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Astăzi ești extrem de atent și deschis la toate nevoile celor din jur. Îți pui un pic viața în stand-by, în așteptare, pentru că cineva din anturajul tău are foarte mare nevoie de tine, de ajutorul tău, de sprijinul tău. Este o zi în care ești extrem de săritor și ideile pe care le dai celor din jur îi vor ajuta foarte mult pe aceștia să pună ordine în gândurile lor și să își stabilească o strategie de acțiune foarte bună. Cumva ești mica zână, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, care sare în ajutorul celorlalți. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului.
Nu mai permite celorlalți să te folosească la modul barbar în care o fac acum. Nu mai permite să fii aruncat dintr-un colț în altul, după cum are chef unul sau altul. Accesează latura ta de libertate. Accesează-te pe tine și nevoile tale personale. Chiar dacă asta ar însemna să creezi puțină tensiune între tine și ceilalți. Pentru că dacă cineva te caută doar când are nevoie să-ți pună întrebări sau să-ți ceară ajutorul și apoi îți apasă butonul lui, numai tu mă înțelegi, numai tu mă asculți, numai tu mă salvezi, închide-i telefonul pentru că este un profitor sau o profitoare. Îți vei economisi mult timp și mulți nervi. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi este o zi în care e înțelept să te organizezi, să-ți faci planuri pentru viitor și ai mai mult curaj în zona dragostei. Cineva te curtează sau e un flirt, se întâmplă ceva acolo, numai că rănile trecutului te opresc să acționezi mai mult. Iată de ce azi este nevoie să-ți aduni tot curajul și să deschizi un subiect delicat cu persoana aceea care te place, știi că te place și o placi și tu la rândul tău. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Este o perioadă importantă pentru tine și este un moment în care trebuie să te apleci cu mai multă seriozitate asupra acțiunilor pe care le faci. Cumva te-ai plictisit de toată treaba, munca și efortul mental sau fizic pe care le depui într-o direcție sau alta și vrei și tu să ai lucrurile mai concrete în mână, să știi negru pe alb ce se întâmplă. Dar atâta timp cât nu îți trasezi foarte clar un plan, o acțiune, o idee, vezi că este cam greu să ai și stabilitate. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Este o zi în care ai de făcut foarte multe lucruri apărute pe neașteptate. De la o oră la alta se schimbă programul și asta nu te face foarte fericită sau fericit. Dar cu abilitatea ta de peștișor, de a te strecura printre rânduri, vei reuși nu numai să duci la îndeplinire toate lucrurile apărute pe neașteptate, dar să mai și faci ceva ce-ți planificase mai de demult. Ți-aș recomanda totuși să arunci o privire pe niște acte, hârtii, documente și să verifici dacă nu cumva ai uitat să faci vreo plată, pentru că s-ar putea să fie o problemă legată de neachitarea unei facturi, a unei taxe sau a unei obligații la stat. Dragii mei, să vă fie de folos acest horoscop, iar noi să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând tuturor!